Salut, Herbert, fete! Azi facem un vlog mai interesant, suntem tot în casă aici. Salut! Fiu, vreau să Mina să ne spună ce facem noi astăzi. Noi astăzi ne-am pornit cu mașina toastă, stăți, într-o, să zicem așa, o călătorie de o oră, o oră jumate, până la un parc de distracții care se deschide astăzi și acolo ne-au invitat și ne-am distrat. Samuia, ne încărcăm, mâncăm. Dacă patrile, mâncăm la drum, de drum. Da. Gașcă, unde suntem noi? Suntem la Găgăuzi Alan. Noi am venit la Găgăuzi Alan. Din casa s-a deschis și astăzi să ne distrăm și să ne dăm la atracțiune. Eu cred că se-i foarte fain. Și să vorbiți limba rusă, pentru că aici se vorbește doar în rusă. Da, deci, dacă noi cu cineva vorbim în rusă, să înțelegeți că aici vorbesc toți în rusă. Haideți să vedem ce aici este. Am făcut într-o fără mine? Sunt tari, eu n-am fost. Ia uitați-vă cât de multe mașini. Asta era o parte, sunt toate avit aici. Hai să vedem cum ne distrăm noi astăzi. Ne răcorim! Credem că aici nu o să ne cunoască nimeni, dar văd că ne cunosc și aici. Deci prima atracție în care noi am zis să venim, asta nu se după cum vedeți. Parcă aici e un așa mare ca la Disneyland. De fapt, la Disneyland era și mai mare, așa că ne obisităm. Foarte mult de rând. Cum credeți, cât reușim atracțiunea asta să... Cred că să sperăm ca pe toate, dar așa cred că vreo 2-3. Cred că vreau 2-3-4-5 max. La dragon, la dragon asta ne ducem și asta ne ducem la cei care sunt vârtiești foarte tare, care este și la noi în Chișinău. Victor, poftim încoace, nu stai într-o parte. Tu de pe somn încă ești, da? Eu, da, încă de pe somn. El a dormit în mașină tot romul. Am dormit în mașină așa de ghine, vreo 6 minute, cel mult, cred că, nu știu. Ne mișcăm foarte încet. Ce v-a plăcut? Normal, fost fain. Petru, v-a plăcut? Da, foarte. Hai, mai departe la celălalt atracțiune. Care următoarea? Am la dragona. Scrieți în comentarii la care parcuri de atracțiune ați fost voi și care atracțiune vi s-a părut cel mai strașnic, cel mai... la care v-ați temut, dar după când ați coborât, ați zis asta a fost cel mai bun atracțiune. Da. Deci... Chiar este interesant. Noi suntem în comentarii. Și facem concluzii unde să plecăm data viitoare. Vă țineți bine? Da, okay? Foarte! Mele?
Am urcat aici și tățică. Și cu toți. Toată gașca. Și acum știi pornim. Noi suntem fix în primul. În primul, iată aici și dragonul. Ia uitați-vă, stați, nu plânzi cum mă. Cum a fost? Ei, n-a zis faina. Da, era bine, era bine. Dar nu aș zice că cel mai wow. A fost foarte super. Mai exact, English or Spanish. N-a fost să strașnic, că noi am fost la mai strașnic. Dar a fost funny, așa? Da, dar acum mergem la unul mai strașnic. Da, unul mai crazy. Țineați-vă bine. Vreți să vedeți la ce atracție mergem noi acum? Cum v-am spus, va fi foarte crazy. Ia uitați-vă. Asta a fost o glumă. Acum și vă la rap pe cel adevărat. Hai. Apă la magazin cu 20 de sticla sau 3 litri jumate, deoarece aici este apa foarte scumpă. Exagerate prețurile. A rămas că puțin și te se dau la. E doar picioarele? Da, noi stăm foarte mult în rând aici. Gașca mai stă încă în rândul cel lung. Noi cu Meli, ca să ne plictisim, am venit la aici, la această gonflabilă. Și Meli își așteaptă acuși rândul. Are pecetișoră.
Păi să iei editor cu partea asta cu Nicoleta și Stas. Așa TikTok plin, TikTok plin așa. Noi mâncăm toți câte o plăcință și suntem foarte triști pentru că am stat 2 ore și ceva în rând la atracționul cel mare și până la urmă s-a închis. Și ne calmăm nervii, da? Ne calmăm dezamăgirea. Susțineți-ne cu like-uri în comentarii, noi nu trebuie foarte mult. Aici toate atracțiunile lucrează până la 20-30. Dacă veniți, spuneți-vă în rând cumva așa ca să reușiți. Eu știu ce am plătit și a face mesaj la cap. Adresați-vă. Asta e mea. Tot faci așa? Dar știi ce mi-am făcut eu? Eu nu mi-am făcut nic, eu zahăr nu am voie. Stas, zahăr nu am voie. Banana ta. Așa de mare, dar ieși și-a vrut și micuțul. Dar e bun? Ia uitați-vă ce bucurie, cât îi trebuie un copil. Stați vrea tare, dar nu-i se poate, așa? Du-te, măi! Noi când eram în vacanță în Turcia, n-aveam mult apă, să luăm ca să prieteni. E ca asta ne ducă minte. Asta e luat, se deschide pentru tine, da? Da. Unde?